Bună dimineața, dragilor! Dacă astăzi este duminică, înseamnă că este emisiunea Artă și Valori și, ca de obicei, v-am adus persoane de poveste cu povești de viață interesante care să ne inspire pe toți. Astăzi o să-l avem ca invitat pe Ștefan Neagu. Bine ai venit, Ștefan! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! O să spun că Ștefan este medic stomatolog, iar voi o să-mi spuneți că am greșit cu siguranță emisiunea, pentru că ce caută un medic stomatolog într-o emisiune de artă și valori? Și atunci, medicina e o artă. Și medicina e o artă, e foarte adevărat, și de ce nu ar putea chiar medicina dentară să vină într-o emisiune de artă cu știu eu ce din spectaculos și până la urmă și cu o estetică deosebită, nu? Așa este. Dar nu despre asta vorbim astăzi, nu despre faptul că ai absolvit facultatea de medicină la Iași, așa e? Da. Acum ceva ani. Ci despre motivul care te trimite în zona artelor și anume pasiunea ta pentru fotografie. De unde până unde un medic a ajuns, mai știu medici care pictează, mai știu medici care cântă, care scriu, dar n-am întâlnit niciodată un medic fotograf la nivelul la care ești tu. Este o meserie care solicită foarte mult practicianul. Și pentru mine, fotografia a ajuns să fie un contrabalans, să spunem așa. Mă echilibrează, ăsta e termenul. Când nu fac stomatologie, fac fotografie, când nu fac fotografie, fac stomatologie. Așa cum îmi place mie să glumesc, în fotografie e foarte multă poveste cu tehnica. Tehnica trebuie să fie așa și așa și așa. Și obiectivele cât de luminoase sunt. Mie îmi place să spun că ca medic, stomatolog și fotograf, obiectivul meu cel mai bun este nicio carie. Foarte frumos! Foarte frumos! Cu siguranță cu sloganul ăsta îți câștigi foarte mulți clienți și într-o tabără și în cealaltă. Da. Da. Cum ți-ai descoperit totuși pasiunea pentru fotografie și de ce n-a fost altceva? Mașini? Nu știu, desenul, vioara? Cum de-a venit fotografia? De unde? Când a fost declicul? Din momentul inventării fotografiei prin 1839 și până acum, fotografia face parte integrantă din viața socială. Și acum vorba ce avem pe telefoane, un aparat foto destul de performant față de cum era acum 5-10 ani, de exemplu. Este la îndemână. Și, bineînțeles, făceam fotografii, amintiri, da? Am fost inspirat foarte mult și de tatăl meu care, la fel ca mulți alții, transformase o baie de serviciu într-un laborator, în dark room, și developa acolo, mărea pozele, da, era impresionant, foarte impresionant. Am început să fac fotografii mai serios din 2011, când când am făcut prima imagine compusă pentru un concurs, dar a fost o imagine în care n-am vrut să arăt o realitate, am vrut să arăt o realitate a mea. Și mi s-a părut foarte interesant ca mod de exprimare, ca modalitate de exprimare, poți să spui foarte multe printr-o imagine. Despre tine, despre ceea ce vezi? Întotdeauna o fotografie, chiar și un portret, este nu atât despre persoana fotografiată, cât despre fotograf. E un autoportret mic în fiecare portret. În fiecare portret. Ai pomenit și e foarte adevărat că astăzi mai toată lumea, având telefoane și având tehnologia asta care ne vine în întâmpinare, mai toată lumea e fotograf și observăm chiar și în mediul virtual de multe ori persoane care chiar se auto-intitulează fotografi de artă, fotografi de tot felul, pentru că într-adevăr e foarte la îndemână, dar
Vine întrebarea, până unde merge pasiunea și talentul nativ și de unde ar trebui să înceapă oarecum studiul sau o pregătire mai temeinică în ideea de fotografie, pentru că nu toate fotografiile sunt bune și nu toate fotografiile ne plac. Aș zice că pentru a fi un fotograf care iese din turmă, ai nevoie de două calități. În primul rând, instinct. Mulți îl numesc talent. Este acea abilitate, caracteristică nativă. Deci trebuie să o ai în tine. Mm-hmm. Da? Asta nu se poate obține. Ori o ai, ori nu ai. Și în fotografie, în mod deosebit, cum se mai spune popular, are ochi. Știe ce să vadă, știe cum să vadă. Și pe lângă instinct este intuiția. Intuiția pe care o dezvolți. O dezvolți știind, studiind fotografie, studiind imaginile fotografilor, maestrilor fotografi, da? În felul ăsta reușești să obții maximum pe care îl poți obține dintr-un anumit cadru. E evident, ca în orice domeniu, primul lucru și esențial este, da, ne cumpărăm un roboțel sau ceva. Nimeni nu face un lucru de bază sau foarte puțini fac un lucru de bază. Citiți manualul. Cartea tehnică. Citiți cartea tehnică. Da. Îți spune atât de multe lucruri importante și esențiale, încât întotdeauna e tendința asta, da? Am cumpărat un aparat nou, eventual citim în fugă acea mică broșurică, pentru că producătorul și-a dat seama, măi, nimeni sau nu foarte puțini au răbdare să citească tot manualul, mai ales când e grosuț. Și este o foiță pe care o deschizi și îți spune acolo, de acolo se pornește, de acolo apeși, de acolo. Însă se pierd din vedere detalii care sunt extrem, extrem de ajutătoare pentru tine ca fotograf, mai ales noile aparate digitale care aproape că mai trebuiau să facă o cafea și erau... Era treaba gata făcută, doar... Numai cafeaua nu fac. În rest, îți rezolvă foarte multe probleme. Da, da, și totuși nu orice fotografie pe care o obținem cu aparatele astea ultramoderne transmit ceva, pentru că până la urmă de-aia e artă și fotografia, și pentru că trebuie să transmită ceva, o emoție. Și aici ajung la ce începusem să zic, baza fotografiei, tehnica fotografică. Reguli e un termen discutabil, ca în... Da. În general, în arte, e foarte adevărat. Eu fac un curs de fotografie pentru începători și e la compoziție, reguli de compoziție. Și prima regulă e că nu sunt reguli. Nu există nicio regulă, clar. Dar acele reguli ghidează oarecum, te ajută să ghidezi privitorul să citească o imagine. Și cel mai interesant și cel mai frumos și provocator în același timp este să reușești să în primul rând să cunoști regulile pentru a le încălca într-un mod conștient, iar un privitor avizat să-și dea seama că ai făcut intenționat ceea ce ai făcut în imagine. Și atunci deja e un limbaj non-verbal între fotograf și privitor, care până la urmă e o rezonanță. Da? E o rezonanță și până la urmă e o comunicare și e cumva îl aduci pe privitor în lucrarea ta, că în fotografie nu prea ai interacțiunea între privitor și autor, iar așa modalitatea asta este de a-l atrage efectiv în ceea ce tu ai, așa este, ai vrut să surprinzi. De multe ori prefer să nu dau indicații
despre ce este în imaginea respectivă, să-l las să pe fiecare. Reacția. Exact. Da. Și e interesant, pentru că fiecare vede într-o anumită imagine ceea ce știe. Noi când privim o imagine, filtrăm prin propria ființă, persoană. Experiență. Exact. Exact. Cărți citite, muzică ascultată. Educație, exact. Experiențe de viață. Exact. Exact. O imagine poate să facă o persoană să rezoneze și altă persoană să nu rezoneze. Să nu rezoneze, exact. Nu este greșit. Nicio variantă nu e greșită, da? Însă dacă, am plecat de la reguli, dacă sunt totuși, să există o oarecare noimă. Compoziția, da, era modalitate de a organiza niște elemente, niște lucruri ca să transmiți un lucru. Exact. Care să exprime o logică. Da. Exact. Nu te întrebam întâmplător de lucrurile astea, pentru că medic la bază, cu o pasiune, ca oricare altă persoană care are o pasiune, dar tu nu ești un fotograf obișnuit, pentru că te-ai dus și ai și studiat totuși un picuț, nu? Și te rog să ne povestești. Da. Despre... Datorită serviciului sau încep altfel. Am vrut să aprofundez niște lucruri. Acum informațiile sunt extrem de facil de obținut, internetul este mare, mai greu e cu filtratul și sunt multe site-uri de unde te poți informa, te poți documenta, dar simțeam nevoia unei organizări a tot ceea ce primeam ca informație. Mi-era greu și revin, datorită serviciului să pot face un curs intensiv sau o altă intensiv, facultate. Da. Da. Fiind în Onești, ar fi fost un coșmar, cred că oboseam numai făcând drumurile, da? N-ar fi ieșit bine oricum. Nu reușeam să fac nicio treabă ca lumea și nici atunci cealaltă. Am preferat o variantă care să-mi permită să studiez în ritmul meu. Și am, tot căutând diferite variante, am găsit varianta de la New York Institute of Photography. Aveau mai multe variante și era și complete course in photography. 6 module, după fiecare modul se dădea un examen, trebuia să prezinți un proiect. A fost foarte drăguț, mi-au trimis și plicuri în care să pun fotografiile. Acum am înțeles că merge să le trimiți și digital. Nu e ok. Au intrat și ei în ritmul actual, dar o fotografie trebuie privită print. Trebuie să o simți, să pui mâna pe ea. Și m-am interesat, am luat legătura cu ei. Mi-au spus, domnule, tu faci în ritmul tău, majoritatea termină cele 6 module în 2 ani, nu ești zorit, examenele le dai când poți. Mm-hmm. Însă, pentru a primi următorul calup de cărți, că îmi trimitau cărțile ei, trebuie să treci... Să faci. Da, să treci de fiecare modul, de fiecare examen în parte. Eu l-am terminat într-un an, pentru că mi-a plăcut foarte tare și... am mers relativ într-un ritm susținut și m-a ajutat foarte mult tocmai pentru că am reușit să stratific în informația, ce făcusei ca autodidact. Exact. Uh-huh. Exact. Și plus o modalitate extrem de interesantă de școlarizare și de examinare până la urmă. După ce terminam de studiat, îi anunțam, ei îmi trimitau un link unde aveam întrebările și cu variantele de răspuns. Ideea era asta. Timp de lucru nelimitat. Cât vrei, sugerau chiar să printezi răspunsurile, le bifezi și după aia vii și le înscrii din nou pe site. Iar spuneau, stai cu cărțile pe masă, deci o modalitate foarte ciudată. De ce? Pentru ciudată pentru sistemul nostru, pentru că la noi se evaluează niște cunoștințe. Noi nici cu calculatorul nu evoluează. Exact, da, și de fapt nu reprezintă mare lucru. Ce era interesant? Pentru că, bun, stai cu
acele cărți pe masă. Dar dacă nu le-ai fi parcurs, interesa, n-ai fi știut unde se află informația pe care ți-o cer. Pe ei interesa să știi ce să cauți, să știi unde să cauți și cum să rezolvi. Și cum să rezolvi o anumită problemă. Pentru că îți spuneau, schimbau niște date în problema respectivă. Pe ei interesa să vadă că ai înțeles logic ce ți-au explicat în carte și, cum spuneam, să știi ce și unde să cauți. O chestie care este extraordinară. Mi-a schimbat foarte mult modalitatea. Am mai tot dat examene după aceea și mi-am dat seama că m-a influențat enorm în modul de abordare a oricărui examen. Pentru așa că este. Cel mai mare regret, hai nu cel mai mare, cel mai mare regret al meu, cred că este cel în care n-am reușit să fac fotografii cu băiatul meu mic decât când am râs de telefon. Pentru că pe atunci încă nu eram foarte... Da, ăla e cel mai mare regret. Un regret este stresul pe care l-am avut în facultate. Și stăteam și mă gândeam, s-a meritat? Da, așa este. Din fericire, uite că asta, să ne gândim întotdeauna la partea plină a paharului și la lucrurile bune care ni se întâmplă. Din fericire, e bine că oameni tineri ca tine descoperă aceste facilități, pentru că odată tu, schimbându-ți mentalitatea, îi ajut și pe alții să vadă lucrurile altfel. Și faptul că tu, la rândul tău, ții un curs de fotografie, pe care sunt convinsă că îl abordezi în cu totul altă manieră, e un câștig până la urmă pentru toată lumea. Mergând mai departe de ideea de studiu, că tu ai și studiat, iată că așa ai devenit un om cu o pasiune care se transformă cumva într-o, putem să-i spunem, într-o profesie. Ești practic un amator profesionist pentru că ai și studiat mult și ai și luat foarte multe premii. Cu ghilimele așa, de rigoare. Termenul de fotograf profesionist presupune o persoană care câștigă majoritatea veniturilor din fotografie. Așa este titulatura în diferite concursuri unde trebuie să alegi. E ce ești, amator sau profesionist? Categoria. Da, categoria în care te înscrii. Și profesionistul este cel care câștigă majoritatea. Deci trăiește efectiv din asta. Exact, exact. Da. Eu nu pot să zic că trăiesc din asta. Am mai făcut și câteva colaborări comerciale, dar am fost extrem de atent, să zicem. Dacă nu-mi plăcea proiectul în care se urma să se întâmple ședința fotopropozisă, preferam să nu fac. Chiar dacă și teoretic puteai câștiga bani din asta. Da. Dacă nu cred în ceva, prefer să nu fac. Pentru că automat n-ar fi ieșit ceva ok. Și aș fi încurcat lumea. Exact. N-ar fi încurcat reciproc. Da. Și atunci prefer să nu fac din start ceva. Dacă nu... Știu că ai obținut foarte multe premii internaționale și naționale, ceea ce spune mult despre ceea ce faci tu. Cum a fost când ai câștigat primul premiu? Primul premiu a fost câștigat în 2011. Cei de la Nikon România organizau, și cred că mai organizează, un concurs, se caută fotografia lunii. Și în fiecare lună, cei care erau înscriși în grupul acesta al Nikoniștilor trimiteau imagini care erau jurizate și se alegeau de acolo primele trei locuri. Și s-a întâmplat pentru luna septembrie să câștig concursul lunar. Spre surprinderea mea, m-am bucurat, bineînțeles. Iar în anul respectiv se făcea un nou top al imaginilor din fiecare lună. Așa, era o nebunie și cu voturi, cu like-uri și cu... Dar în proporție mare conta votul juriului atunci. Și acolo am luat locul 3. Da, și am simțit că s-ar putea să iasă ceva. La fel, a fost un alt moment, nu un moment,
că am spus un pic mai devreme, când am compus eu imaginea respectivă și a mai fost încă un moment care a fost un pic de cotitură. Prima oară când am avut o imagine publicată, era o revistă pe atunci, acum nu mai există, din păcate era o revistă interesantă, Foto Video Digital se numea. Deci cumva de specialitate. Da. Și pe lângă paginile cu multă tehnică, erau și pagini cu fotografi și români și din afară. Foarte, era o revistă frumoșică. Și la un moment dat primesc un mail, era un forum pe site-ul lor și am încărcat și eu câteva imagini făcute cu un aparat ăsta mic, compact. Și primesc un mail în care pe atunci era redactor șef, sau nu, era, încă nu era redactor șef, o bună, bună prietenă, ulterior a devenit bună, bună prietenă, Cristina Ciocea, mi-a trimis un mail: bună Ștefan, vreau să te întreb dacă ne acorzi permisiunea să publicăm în următorul număr Foto Video Digital imaginea aia, asta. Și chiar vă rog, chiar vă rog din toată inima să o publicați. A fost o surpriză plăcută. Și după lucrurile, tot în 2010-2011, atunci a fost un moment în care, cum spuneam, făceam și eu fotografii, da? Dar nu le făceam într-un mod voit, cu sensul de a transmite ceva și altora. Le făceam pentru mine, pentru prieteni, pentru familie, dar nu simțeam neapărat nevoia de a arăta și altora imaginea respectivă. După lucrurile acestea, am zis, hai să încerc. E o modalitate, poate, cred că e cea mai simplă formă de exprimare a unei idei. Se face în liniște totală, dar stai și te uiți la imagine. Se pot spune mult. Și pentru că avem un fotograf și noi vorbim foarte mult, când ar trebui, de fapt, să e un defect al meu. Nu, e al amândurora. Vorbim foarte mult și ar trebui să arătăm totuși niște imagini, pentru că fotograf, dar oamenii poate vor să vadă ce face fotograful de care vorbim. Și atunci am să vă propun, dragii mei, să urmărim în cele ce urmează un prim filmuleț al fotografului Ștefan Neagru, care se numește Film is not dead. Și vom afla, după ce revedem filmul, ce e cu acest filmuleț, cu imaginile din el. Așa că să-l vedem. Am revenit în platou. Film is not dead. Despre ce este vorba? Cam de un an
s-a schimbat ceva în modul meu de a fotografia. După ce am investit destul de mult în aparatură digitală, am făcut, în ghilimele spus, greșeala să cumpăr un aparat pe film, format mediu, și un Rolleiflex, model T, foarte bine întreținut de cine l-a avut înainte. Am făcut prima rolă de 12 imagini. Mi-am dat seama că devenisem foarte atent ce fotografiam, pentru că aveam numai 12 imagini. M-am mai jucat cu un Zenit mai vechi al tatălui meu, cu un Smena 8, M8 parcă, da? Asta cred că le știa toată lumea, că erau... Da, erau accesibile, da. Cândva. Însă, în momentul în care am făcut cu acest aparat, care e impresionant numai când te uiți la el, e impresionant numai când încadrezi, da? E un feeling. Era chiar o stare. S-a modificat ceva în tine. Da. Eram, fiind totul manual, nu mă puteam baza pe nimic altceva decât pe ceea ce fac eu. De la măsurarea expunerii, până la focalizare, până la reglarea timpului de expunere, până la toate diafragma și toate astea. Am pus filmul bine oare? Și toate întrebările astea, da? Care făceau să îmi canalizez toată atenția pe ceea ce fac. Digitalul are foarte multe avantaje. Foarte multe avantaje. În primul rând, după investiția primară, care ar trebui să se oprească la un moment dat, dar nu se întâmplă asta. Asta e o chestie verificată și... Da. Teoretic, ai cumpărat aparatul, ai cumpărat un card, ai un laptop eventual, nu mai ai altceva de făcut decât să faci imaginele, descarci, ai, da? Până se strică măcar cardul, să zicem. La film e cu tot trebuie să-ți iei filme, trebuie să-ți iei soluții, dacă nu developezi tu, să le duci la un laborator. Și teoretic te gândești că faci niște investiții suplimentare când faci pe film. S-ar putea lucrurile să nu stea chiar așa. Pentru că ce înseamnă o fotografie? Lucru finit. O imagine pe un hard sau într-un aparat sau pe un card, da? Aceea nu e o imagine. Este o imagine, dar e virtuală. Se face un șoc electric, s-a terminat. Nu mai poți discuta că ai o imagine în respectivul dispozitiv. Deci asta numai ca să fac o paralelă scurtă. Dar aparatele pe film au devenit foarte accesibile, adică un aparat medium format, Hasselblad, da? Asta e aparatul pe care îl folosesc foarte des, Hasselblad 500CM, costă cât costă un aparat care prin anii 90 era de referință în studio, da? Un studio mare de fotografie. Acum costă cât un aparat DSLR, să zicem, sau chiar un mirrorless, nu entry level, hai, mid level. Adică nu nici... Prea, nici foarte. Exact, exact. Accesibil nici pentru începători. Da. Da, da. Cineva care e pasionat, cineva care normal. E entuziast măcar. Exact. Deci cheltuiala nu e mare. Problema e alta. Problema e că filmele sunt destul de... greu de găsit, inclusiv și la noi în țară, de asta... Probabil mulți nu aleg din motivul ăsta să facă sau din comoditate. E o comoditate, pentru că mulți spun, păi stai, dar am făcut filmul, trebuie să mă duc să-l developez, dar unde îl developez? Cine îl developează? Pentru că nu developează ei. Trebuie să-l trimit nu știu unde. Și eu, la început, am trimis, da, la un laborator care developa filme alb-negru. Acum, dacă te duci la cum se numește, la magazinul din colț care
scoate filme, scoate poze, pardon, dacă te duci cu un film la negru, mai rău, și cu unul pe format lat, format mediu, zice, pare rău, nu putem decât cu 36 mm și color. Mm-hmm. Deci, da. Și teoretic eu sunt, sau mai bine spus, sunt puse niște bețe în roate. Și asta m-a făcut să învăț să developez singur, să caut soluții, să-mi iau filme. Am luat legătura, de exemplu, cu cei de la FOMA, de la Târgu Mureș, vechiul Lazo Mureș, care au fost preluați de FOMA PAN. FOMA PAN? Nu, FOMA se numește firma, FOMA PAN e filmul. Evităm... Scuze. Da, am zis că fac și în România, ceea ce e foarte bine. Înseamnă că nu e chiar moartă industria. Spune-mi, te rog, care e impactul privitorului? Pentru că ceva probabil că se modifică și în cel ce privește. Vis-a-vis de privitorul de fotografie digitală, să spun, sau consumatorul de fotografie digitală și consumatorul de fotografie pe film. Trebuie să existe o diferență? E o diferență? Diferența e notabilă pentru cineva care știe. Dar altfel. Este, de exemplu, în fotografia alb-negru se pot obține niște tonuri de gri, uh-huh, pe care digitalul de-abia acum le poate reproduce. Da? Deci niște gradații. Uh-huh. Intervalul, da, asta datorită intervalului dinamic mai mare al filmului alb-negru. Uh-huh. Marea problemă, da, la o nuntă avem mireasa îmbrăcată în alb și mirele îmbrăcat în negru. Cu aparatul digital era o adevărată problemă. Pentru că, bun, unde măsurăm expunerea? Pe mireasă sau pe mire? Dacă măsurăm pe mireasă, ca să iasă broderia de pe rochiță, mirele era parcă dat cu bidineaua, cu vopsea neagră. Da. Da? Nu se vedeau nasturi, nu se vedea nimic. Dacă măsuram expunerea pe mire, ca spărea să iasă și gulerul, da, de la sacou, mireasa era dată cu var. Adică, da, era mereu o problemă. Și multă vreme fotografii consacrați de nuntă aveau și digitalul, dar aveau și aparatul pe film. Da. Sunt fotografii care fac fotografie de nuntă pe film, în continuare. Da. Ai făcut sau faci fotografie de nuntă? Nu, pentru că nu am răbdare. Chiar am făcut când eram la o nuntă a unor prieteni. Da, asta e altceva. Și mi-a plăcut că erau foarte entuziasmați de imaginea pe care le-am făcut eu. Dar de ce? Pentru că era o documentare a anunții, nu atât imagini clasice cu mirele și mireasa, cu, da, bunica, bunicul. Bine, eu știind fotografiile tale, nu mă miră că nu îți place să faci fotografii de nuntă. Nu că ar fi ceva rău în asta, nu, dar pur și simplu este, nu... Sunt fotografii de nuntă foarte buni, uh-huh, și la noi, care reușesc să treacă de... stereotipurile. Mamaie, tataie, haideți toți să stăm în fața, da, oficiului stării civile să facem poză. Dai cu piciorul după puradeii care vin să cerșească. E un circ veșnic. Și, bun, sunt mulți care asta vor. Nu greșesc cu nimic. Așa este. Dar sunt și mulți care vor și altceva. Și am apreciat întotdeauna fotografii care reușeau să iasă din tiparele alea clasice. Da? În care dau emoții anunții. Că până la urmă e un lucru foarte interesant. Ce își dorește un cuplu? Cu ce rămâne din toată nunta respectivă? Probabil cu acel album. Da? Și ideal este să fie niște imagini care să treacă peste timp. Da? Bun, am să-l întreb pe fotograful Ștefan Neagu, cum ar defini el kitsch-ul în fotografie? E
E greu de spus, dar de fapt nu chiar atât de greu, ca în artă, în general. Și aici discutăm și de muzică, discutăm și de pictură și de, e o formă de artă. Și asta. Nu discutăm când chiciu devine formă de artă, nu, chiar nu. A. Nu, că atunci e ceva asumat, adică e cu totul altceva. Pur și simplu când imaginea, când fotografia își pierde sensul, își pierde rostul și îți dă senzația de prea mult și de, eu am o vorbă, ți se străpezesc dinții de cât de dulce și de prea mult e totul. Sunt fotografii care sunt atât de modificate și atât de nefiind profesionist. Fotografiile, portretele, le plastic se fantastic. Da? Te referi la imagine în care sunt da, mult prea retușate. Practic, da. Nu mai, nefiind un profesionist, simți că e total în neregulă ce e acolo. Deci cât de mult poți să intri cu Photoshop-ul, cât de mult poți să modifici, cât de mult ceea ce îți dă statutul de artist, că eu sunt artist și prin obiectivul meu eu văd realitatea, asta e realitatea mea, bun, cât de modificată poate fi această realitate? Domeniul fotografiei oricum a evoluat foarte mult de când cu tehnica digitală și eu personal fac o diferență clară între fotografie și artă digitală. Nu spun că este greșit să retușezi o imagine. Până la urmă, o imagine este gata în momentul în care autorul spune este gata. Uh-huh. Și înainte, și pe fotografia, pe film, se fac retușuri. Da? Uh-huh. În momentul în care cu aparatul de mărit faci expunerea, te joci. E foarte interesant. Ori cu șabloane, ori chiar cu mâinile. Sunt niște tehnici foarte interesante pentru a atenua expunerea în anumite zone, da? Parcă te joci cu centru de interes până la urmă. Exact, exact. Deci, nu retușul e problema, ci cantitatea lui și și calitatea retușului. Și calitatea, evident, da. Evident. Însă, personal sunt adeptul imaginii cât mai directe, cât mai straight. Cum era termenul pus de Paul Strand, mi se pare, straight photography, în momentul în care fotografia adusă de Alfred Stieglitz în galeria de artă, în jur de 1900, era curentul pictorialist. Pictorialist care însemna o reproducere cât mai o reproducere cât mai apropiată unei picturi. De exemplu, peisaj, da? Sau portret, sau Paul Strand a venit, păi, fotografia e altceva. Nu mă interesează să iasă ca o pictură. Mă interesează să iasă ca o fotografie. Uh-huh. Și o chestie, un curent foarte foarte interesant. A avut foarte mulți adepți. Din el a plecat ulterior și fotografia documentară cu Dorothea Lange, My Grandmother, imagine clasică, Walker Evans, la fel. Mulți fotografi care și-au dat seama că nu ai nevoie de atât de multe intervenții pe o imagine și astfel, fotografia a căpătat oarecum un statut de sine stătător, înțelegem, în artă. Întrebarea, este fotografia artă? E o formă de artă, din punctul meu de vedere. Așa cum e muzica, așa cum e pictura, așa cum e sculptura. Așa este și până la urmă se studiază în universitățile de artă ca și secție separată, deci e parte din... Iar controversele, mă rog, rămân... Controversele rămân întotdeauna vor fi. Exact, adică, întotdeauna vor fi și rămân să-și dezbată. Și nu cred că asta e esențial. Exact. Îmi vine foarte ușor să te întreb acum ce îți place ție să fotografiezi și să ne vorbești despre ultimul tău proiect, să zicem. Îmi place să fotografiez oameni. Mult. Însă, sau... Îmi place să fotografiez momente.
mai bine zis. Colaborarea cu oamenii e foarte interesantă, pentru că e o provocare. Sunt oameni cu care intri într-o rezonanță, sunt oameni cu care nu intri într-o rezonanță. Am lucrat și cu o variantă și cu alta. Când nu ești în rezonanță cu omul respectiv, te chinești degeaba. Deci nu iese. Nu prea iese, nu? Nu iese. Dar până nu încerci, bineînțeles, până nu încerci, nu poți să-ți dai seama. Da. Însă caut persoane care au o anumită fotogenitate. Există termenul fotogenitate? Nu știu, fotogenie. Fotogenie, da, sunt mai bine. Fotogenic. Așa. Că poți fi fotogenic. Așa. Și nu caut, de exemplu, la portrete. Caut ceva interesant. Și încerc acel ceva interesant să-l scot în evidență prin propria persoană. Dacă mai aveam situații în care fotografiam o persoană și îmi spuneau, da, nu seamănă cu mine. Deși imaginea nu a fost retușată, nu deloc a fost lucrată, prelucrată și le spuneam, păi da, pentru că acolo nu ești tu. Acolo ești ceea ce văd eu la tine. La tine. Da. Da. Care era întrebarea? Cam uitat. Păi nu, asta ce-ți place ție să fotografiezi? Ce-mi place? Oameni. Mm-hmm. Îmi place să fotografiez oameni, însă nu dau înapoi nici dacă se întâmplă să fie o situație care mă provoacă, o conjunctură care mă provoacă. Ai spus că îți place să fotografiezi momente. Da. Care moment a fost cel mai greu de fotografiat? Dacă există, trebuie să existe. Greu în ce sens? Să trezească ție sentimente, greu de dus, emoții puternice, să te transpui atât de mult. Sau combinate, emoțional. Nu știu, emoțional, în tot felul. De aia spun, ce a fost cel mai greu, momentul cel mai greu de și de surprins, și de trăit după, și de amintit de el. De exemplu, cred că moment fizic, de exemplu. Foarte greu dacă vroiam să obțin o anumită lumină, un anumit peisaj, aveam de mers pe frig, aveam... Aici să zicem că este un efort, da? Înghețau mâine conștient, pe aparat. Conștient, da, trebuia să faci lucrul ăsta. Dar afectiv, psihoemoțional, uh-huh, să zicem așa, cred că în toate ședințele foto este o descărcare mare de adrenalină. De obicei, după ședința foto, sunt ușor groghi. Da? și entuziasmat și starea aceea de levitație ușoară. Pentru, mm-hmm. Și foarte târziu îmi ies din starea respectivă, pentru că încă îmi vin în minte ori idei, mai aș fi putut să fac și așa. Aș fi putut să fac altfel, da. Dar e o stare de încordare plăcută, de concentrare. Mm-hmm. E cum ești la un concert al formației favorite și într-un anumit moment îți cântă piesa aia care îți place ție și o auzi live și ți se face pielea de găină. De găină și într-o ședință foto e un moment de climax. E o stare foarte faină în care toate se potrivesc perfect. Lumina cade bine, modelul respectiv are starea pe care o căutai, tu ești în priză perfect și surprins momentul, e acel moment apogeu. De vârf. Da. De vârf. După care, Gauss liberă. Clasic, da. Când simți că ai cam făcut ce tot ce puteai la momentul respectiv. Da. Și e esențial să lucrezi așa. Dacă vrei să fii mulțumit de ceea ce faci.
Și pentru că am vorbit de asta, o să invităm telespectatorii să mai urmărim un filmuleț despre care o să vorbim și care o să-mi ridice la filou și alte întrebări. Urmează filmulețul Ritmul Nictemeral. Să-l urmărim și revenim cu invitatul nostru. Am revenit, am urmărit Ritmul Nictemeral. De unde a venit numele și al doilea lucru pe care vreau să-l întreb, legat de oamenii care îți pozează. Cine sunt? Sunt profesioniști, sunt simpli oameni. Cum îți alegi subiecții pentru fotografiile tale? Dar la început, de ce Ritmul Nictemeral și povestește-ne puțin despre proiectul ăsta? Ritmul Nictemeral reprezintă alternanța stărilor de somn veche cu extrem de multe cum e o rădăcină cu foarte multe ramificații. La fel și aici. Extrem de multe ramificații în fiziologia omului. Da? Pe parcursul nopții scade secreția salivară, scade ritmul respirației. Metabolismul bazal până tot, la urmă. Exact. În timpul zilei suntem activi în moduri diferite. Exact, fiecare, unii sunt activi dimineața, alții după amiază, alții mai spre seară. E în toată această cavalcadă de evenimente de peste zi, suntem fugăriți. Alergăm, intrăm într-o tentativă de repetiție care nu ne face deloc bine, care ne transformă în niște roboței, devine monoton. De aici apare un mic dezechilibru în tot ce însemna desfășurarea unei zile din viața noastră, da? Cu toate afecțiunile. La noi nu se studiază, cred, suficient sindromul metabolic, care prinde și hipertensiunea, și ateroscleroza, și diabetul. Nu știu, nu sunt sigur că se apreciază sindromul acesta ca un tot. Cred că e luat pe bucățele. Pe bucățele. Noi nu dăm seama. Vorbeam mai devreme de echilibru. E extrem de important să reușim să găsim un echilibru. Nu vreau să devină emisiunea ceva motivațional, dar e extrem de important să fim egoiști cu timpul nostru. E foarte adevărat. Din punctul meu de vedere. Eu, personal, sunt egoist cu timpul meu. Foarte e foarte bine, pentru că în momentul în care ești egoist cu timpul tău și îl valorifici în ideea de a-ți împlini aptitudinile, abilitățile pe care natura, Dumnezeu, fiecare, mă rog, cum consideră, le avem în noi, înseamnă că suntem foarte funcționali, înseamnă că suntem fericiți noi cu noi și suntem foarte buni și pentru ceilalți. Așa este. Pentru că un om nemulțumit nu folosește nimănui, nici măcar lui și nici celorlalți. Bun, iar, cum reflectă iar în acest proiect am... În primul rând, în proiect, că m-ai întrebat și de modele. În proiect sunt două domnișoare foarte simpatice și... Le-am văzut deja. Da, Marta și Daria.
Sunt două fete pe care le-am cunoscut prima oară. Băiatul meu mergea la Cercetaș și acolo le-am văzut prima oară. Mi s-au părut, le spuneam, veverițele. Erau foarte agitate, se implicau în organizare. Niște fete de nota 10, voluntare. Dacă era ceva de pus la punct, ele erau acolo cu organizarea. Și le-am propus. Și foarte frumușele. Și le-am propus: fetelor, am nevoie de chipul vostru așa, într-un proiect. Și am luat legătura și cu părinții lor și le-am cerut acordul. Da, le-am cerut acordul. Eu le-am spus ce va fi în acele imagini, în mare, pentru că, așa cum mi se întâmplă de obicei, plec de la o idee și încep să adaug, dezvolt și se împodobește după aceea toată ședința. E o reprezentare cinematică acel proiect. Sunt niște mișcări, mișcări ale capului. Imaginile puse una lângă alta sau chiar imaginile făcut un montaj cu imagini respective și pus în repetiție continuă, se face un loop din asta cu o mișcare cursivă de la stânga la dreapta și e ceva interesant. Chiar am făcut și un GIF, da, așa se spune. GIF-uri. GIF. GIF. Da, așa. Mă rog, nu știu cum se pronunță exact. Foarte haios a ieșit, foarte interesant. Da, și țin foarte mult la el pentru că e ultimul și cum e de degeaba ultimul copil spune. E cel mai iubit, nu? Eu am fost ultimul copil și am fost ușor privilegiat. Da, deși părinții ne iubesc pe toți la fel, așa, în feluri diferite. Unii sunt mai egali decât alții. Da. Așa este. Și la imaginile astea am lucrat intens, am lucrat pe film, am făcut, pentru că asta e unul din avantajele, să zicem, digitalului. Faci și imaginea pe film, dar după aia, mai ales când ești la început, cum sunt eu, ai doza aceea de nesiguranță. Măi, dacă o ales filmul, dacă nu mi iese la developare, dacă stric ceva. Și făceam și digital, așa, hai să dublai fie totuși cumva ceva. Mm-hmm. Da. Spre satisfacția enormă, au ieșit imagine la developat, au ieșit grozav, le-am comunicat și fetelor, au ieșit, da. Și le-am arătat, le-a plăcut și lor, pentru că asta e o chestie foarte importantă. De obicei, înainte să public ceva, întreb persoanele care din sunt multe imagini care îmi plac mie, dar dacă dintr-un motiv sau altul nu plac celor care sau, mă rog, celor mai mulți, da, cărora le arăți, exact, imagine, prefer să nu o public. E mai importantă relația cu cel care ți-a oferit încredere, pentru că în momentul în care cineva te lasă să-l fotografiezi, îți împrumută sufletul și trebuie să te porți cu grijă. Na. Așa este. Și dacă el îți acordă încredere, modelul îți acordă încredere, trebuie să tratezi cu respect, trebuie să tratezi cu respect, maximă, exact, atenție lucrul acesta. Pentru că suntem pe final de emisiune, mi-aș dori să ne mai povestești despre un proiect de suflet al tău, cel cu tricouri. Și nu spun eu mai mult, spui tu. E cu cămăși. Cu cămăși, așa, cu cămăși. De asta mi-aminteam că totuși parcă am văzut în fotografii cămăși, dar nu știu de ce am zis tricouri, da. Era prea târziu. E un proiect care s-ar putea, sau cel puțin, nu că s-ar putea, vreau să iasă, deci nu punem cu s-ar putea, nu punem probabilitate, punem certitudine. La anul vreau să apară și sub forma unui album. Încununarea
celor 5 ani de lucru de muncă, la proiect. Care presupune? Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Este o suită de imagini cu femei obișnuite, prietene în mare parte, îmbrăcate cu o cămașă albă, care poate avea foarte multe sensuri, nu le dezvolt acum. Exact, o să le vedem în imagini. Și la care și eu personal m-am dezvoltat cu acest proiect. E frumos când revăd imaginile, pentru că îmi dau seama ce am schimbat acolo, ce am schimbat acolo, ce am schimbat. Însă țin la toate, de la prima măsură. Imagine din 2012 cu Denisa, prietenă bună, până la ultima imagine, țin la fiecare în parte și sunt niște amintiri frumoase și sunt niște imagini. E fantastic cum poate influența o ședință foto. Ce efect psihologic poate să aibă. Am avut și modele care nu erau într-un moment foarte grozav al vieții și care după aceea și-au recâștigat încrederea în ele. Am avut modele care mă întrebau, le spuneam, uite, vreau să facem o ședință foto, să ai o cămașă albă și vreau să fii tu. Și am avut chiar o domnișoară foarte dragă mie, care a spus, da, eu nu știu dacă mă potrivesc, am văzut cum sunt imaginile și i-am spus, hai să rămâi surprinsă. Și au ieșit niște imagini grozave și cu ea și după aia, bă, nu vine să cred. Da. Păi, a fost un mod de a le face să se privească și altfel. Și altfel, și noi vom aștepta cu mare drag și cu mare nerăbdare să apară proiectul ăsta al tău. Femeile se privesc în oglindă și își văd defectele, bărbații se privesc în oglindă și își văd calitățile. Acest gând, pe final de emisiune este bine să rămânem, da? Și să alegem fotografi care ne văd atât de frumoase, mai frumoase decât suntem, da? În realitate. Mulțumim tare mult, Ștefan Neagu, că mare ai drag. Fost la noi în emisiune. Vă invităm să-i găsiți profilul de Facebook și pe Facebook și să vedeți mai multe din lucrările lui. Noi încheiem o duminică cu mult drag, cu multă căldură. Vă urăm o după-amiază plăcută în continuare și vă promitem o emisiune la fel de frumoasă și data viitoare. La Artă și Valoare, Anca Ciliac sunt. Vă pup pe toți, o duminică minunată! La revedere!